Gândesc că este mai mult ca o avere. Așa să fie. Alături de Ion, în această seară, mai vine încă un copil de-al dumneavoastră pentru a vă spune să rămână mamă și o să o invităm alături de noi pe Florentina. Bună seara, Florentina! V-am găsit! Bine ai venit! Am să te rog să iei loc aici, alături de mama ta. Am să te rog să... Rămână, mamă! De ce aveți dumneavoastră, dragă doamnă frumoasă, emoții? Spuneți-ne și nouă, de ce aveți așa mari emoții în seara aceasta? Este pentru prima oară când spuneți să rămână mamă? Nu. Dar atunci de ce aveți așa emoții? Faptul că nu e pentru prima oară când îi spun să rămână, îi spun tot timpul să rămână. Atunci când vreau să o alint mai mult. Am înțeles. Spuneți-ne, care este acel lucru cel mai de preț pe care l-ați moștenit de la mama dumneavoastră? Se pare că emoțiile în această seară, aici, în fața dumneavoastră și alături de această minunată mamă, sunt de-a dreptul copleșitoare. Ioane, am să te rog să salvezi familia și să fii o pavăză strașnică și să-i cânți mamei tale din suflet o melodie. Ne-a omorât astăzi toată ziua, a spus că nu mai are răbdare să-i cânte mamei lui. A fost îngrozitor de stăpânit Ion. Ioane, lasă-ți frâul liber sentimentelor și cântă-i mamei tale. Cu mare drag, tuturor mamelor din toată țara. Că străinul e străin, măi,
ai face apa vii. De ai face apa vii, tot nu-i faci voia din plin. Oh,